Costea. Mingea este trimisă în partea stângă pentru Filip Jasvic. Jasvic intră în care, urmează centrarea și gol! Mirko Ivanovski înscrie pentru CFR Cluj în minutul 6 al partidei. Iată că reușește Mirko Ivanovski să spargă gheața și să înscrie. A fost artizanul marilor ratări ale CFR-ului acest Mirko Ivanovski. Nu a reușit până acum să marcheze pentru CFR Cluj. Iată că îi iese de data aceasta centrare excelentă a lui Jasic și lovitură de cap imparabilă a lui Mirko Ivanovski. La prima acțiune periculoasă a CFR-ului, clujeni au reușit să deschidă scorul. O centrare perfectă și a lui Jasic. Un jucător al ieșenilor a sărit acolo pe sub balon și iată-l pe Mirko Ivanovski.